Campionatul european Eco-Sosai de la Sibiu a fost un succes pentru sportivii clubului ploieștean Goșin Riu. Aceștia au obținut 11 medalii de aur la probele de kata și kumite. Ploieștenii s-au remarcat și prin lovituri care au făcut deliciul spectatorilor din sala Transilvania. Campionatul european Eco-Sosai se organizează în fiecare an la Sibiu, în cinstea fondatorului stilului Kyokushin Karate, Sosai Masutatsu Oyama, care era născut pe data de 27 iulie. Anul acesta am participat la a doua ediție a acestui campionat european cu un număr de 19 sportivi și am reușit să obținem 11 locuri întâi, 4 locuri 2 și 4 locuri 3. A fost o prestație deosebită, o prestație bună, excepțională, aș putea spune, a sportivilor noștri, care s-au comportat exemplar atât pe tatami cât și în afara lui. Cei doi antrenori au fost mulțumiți de rezultatele obținute de sportivii clubului Goșin Riu, care s-au impus atât la probele de kata, cât și la kumite. Andreea Sârghe a fost cea care a deschis seria medalilor de aur. A fost o competiție grea, adversarii au fost pe măsură, dar noi am fost mult mai pregătiți decât ei. Am luat locul întâi la fete 11-13 ani. La kumite, 9 karateka prahoveni și-au câștigat categoriile de vârstă, în timp ce alți 5 au urcat pe podium. Cu toții spun că pregătirea mai bună a făcut diferența față de adversari. Campionatul a fost greu, dar ne-am pregătit foarte mult și rezultatele au fost bune. Ce loc ai luat? Am luat locul 1. A fost o competiție bună, cu un nivel de dificultate ridicat, care a venit într-un moment prielnic pentru noi, aș putea spune, deoarece a fost momentul oportun să arătăm ceea ce am învățat și toate lucrurile pe care le-am pregătit de-a lungul antrenamentelor, antrenamente care au fost temeinice și pentru care am muncit extraordinar de mult pe parcursul ultimelor luni. Toți câștigătorii au fost recompensați de organizatori cu diplome, medalii, trofei și cadouri. Competiția de la Sibiu a fost gazda unor lupte spectaculoase, care au avut în prim plan pe sportivii români. Cea mai aplaudată execuție a fost reușită de Cătălin Mocanu.